Consiliul Județean Giurgiu se va întruni mâine în prima ședință de lucru în noua sa componență, așa cum a rezultat din alegerile locale. Consilierii vor analiza 15 proiecte de hotărâre, între care și înlocuirea doi directori de la două dintre direcțiile care aparțin Consiliului. Este vorba despre Direcția de Dezvoltare Rurală și despre Direcția de Transport, unde cei doi directori aflați în funcții până acum au demisionat, respectiv Marian Măroiu și Ion Mateescu. Noii directori vor fi numiți cu statut de interimari, la Direcția de Dezvoltare Rurală fiind propus Alin Guțu, iar la Direcția de Transport Gina Budrincă. Așa cum anunțase cu ceva timp în urmă, președintele Marian Mina a inițiat și un proiect de hotărâre pentru demararea unui audit intern, proiect ce va fi supus mâine votului consilierilor. În aceeași ședință urmează să fie dezbătut și un proiect prin care Spitalul Județean a solicitat aprobare pentru achiziție de servicii juridice în valoare de maxim 25.000 de lei. Spitalul a solicitat acest lucru pentru a contracta servicii juridice într-un caz referitor la un proiect pe care l-a derulat și pentru care a primit corecții financiare, iar acum dorește să se adreseze instanței pentru a contesta respectivele corecții. Nu în ultimul rând, pe ordinea de zi este înscrisă și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu.